elevul de matematică, la matematică, care a dat un coduri, da. Până la acolo de azi, a trecut ceva ani. Și da. Drumul a fost așa, neconvențional, hai să zicem. Da, neconvențional. Păi da, ce să zic? Acum m-am reîntors. M-am reîntors în sensul că s-a tradus în românește asta. Gödel, Escher, Bach. E o carte mare de matematică combinată cu Gödel, cu vorbește despre asta, despre ciclurile infinite și așa mai departe. E o nebunie. Și matematicianul dimineața s-a trezit așa puțin. Am o pasiune pentru Gödel ca și matematician, pentru Bach ca și muzician. Escher îl descoperă acum, îl știam așa vag, adică știam, da? Dar acum îl redescoper. Sunt pasiuni care s-au păstrat, adică și atunci când am făcut matematică, am făcut tot din pasiune. Întâlnirea cu Podu, în schimb, cu domnul Naum și cu teatru Podu, și întâlnirea cu matematica, într-un fel am fost norocos, pentru că am dat la matematică, am dat de matematicienii ei adevărați, care erau colegii mei, și mi-am dat seama că într-un anume în orice domeniu, dacă nu faci cu pasiune lucrurile, dar cu pasiune așa, la maximum, mai bine nu o faci. Și mai bine nu lucrezi în domeniul ăla. Așa mi-am dat seama, stând de vorbă cu colegii mei de la matematică. Și atunci mi-am dat seama că povestea asta cu actoria este, de fapt, pasiunea mea cea mare, major. Și prin domnul Naum, deci cu ajutorul colegilor mei de matematică și prin domnul Naum, am luat drumul ăsta. Nu am fost profesor, am fost acolo. Da, ei au fost profesorii mei, a fost, na, mă rog, mare noroc pentru mine că i-am întâlnit pe amândoi, că m-au acceptat, că m-au luat în clasa lor. Doamna Olga chiar îmi spunea că a fost ultima mea șansă, că nu m-ar fi luat, alții nu m-ar mai fi luat. Dar m-am luat, am dat destul de bătrânior, ca să zic așa, aveam 24 de ani. Așa. Și, sigur, e o mare întâlnire. Adică am avut noroc de o mare întâlnire. Am întâlnit doi mari actori și profesori. Ce ai învățat așa? Care ar fi chestia cea mai importantă pe care ți-au dat? De la amândoi tot pasiunea. Pentru că, până la urmă, cum să vă zic, nivel de meserie, de actorie, de arta actorului, că așa e mai frumos, te descurci, te descoperi tu singur meșteșugul, să zicem. Dar pasiunea, cineva care să poată să-ți insufle pasiunea, asta mi se pare esențial. Iar doamna Olga și domnul Pintea sunt oameni care trăiau prin, și trăiesc, da, doamna Olga, prin arta actorului. Și asta se simte și asta se insuflă. Asta este esențial pentru mine la un pedagog. Și acum, de când m-am apucat de 2-3 ani de asta, de pedagogie, să zic așa, predau secția de regie de film, predau tinerilor regizori, studenților regizori de film, cum să lucreze cu actorii. Deci un soi de directing actors. Materia se numește actorie, dar odată că domnului Cojar nu-i plăcea actorie, îi plăcea arta actorului și mai nou îmi place și mie așa, că ne mai dă așa o coloană. Asta una și a doua, e impropriu spus că nu învăț pe regizor să fie actor, ci învăț să lucreze cu actori. Bun. Și lucrând deja de niște ani, la un moment dat m-am întâlnit cu un fost student și m-am plâns, măi, că nu veniți la cursuri, chestii de-astea de... Și
Și el mi-a făcut fără să vrea asta, mi-a făcut un compliment fără să vrea, mi-a spus, domne, mi-a insuflat o pasiune și nu știu ce. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, până la urmă, asta este esențial. E cel mai important. Că așa ce? În trei reguli, băi, n-o lua la stânga, ia-o la dreapta. Mai ales că în asta cu actoria, orice se poate, oricum, numai să se poată. Folosesc experiența asta, am mai studiat așa, m-am autostudiat să văd ce se întâmplă cu un actor când se află acolo pe platou de filmare, ce e important, am mai studiat și niște cărți de art actorului și de regie. Am pus și puțină matematică. Am făcut așa un studiu, mai așa, dar în principal, studiind, asta este bine, le recunoști din propria ta experiență. Și zici, a, uite, ăsta spune despre ce, ia uite, băi, da, mă, corect. Jude, l-am cunoscut, ne-am cunoscut prima oară la un film în care eu jucam un rol episodic și el era asistent de regizor la Costa Gavras, care a filmat în România un film. Apoi l-am cunoscut, ne-am cunoscut mai bine, fiindcă el a fost secundul la moartea domnului Lăzărescu. Și după aia am început să lucrăm cu Lampa și cu Căciul. Într-adevăr ne-a legat, așa ne-am împrietenit cumva. Și o bucată de vreme am avut chiar cumva norocul că eram Jude, care caută foarte atent de fapt distribuțiile, el cumva se gândea cam în jurul meu și de-aia am și lucrat mult cu el, adică eram cumva prezent cam în toate filmele lui. Tată, hai scoală-te. Care determină alertarea întregii colonii? Flora rezervației cuprinde 3 etaje de vegetație, boreal, subalpin și alpin. Cum e? Ceea ce, mă rog, probabil era ușor și pentru el, ușor și pentru mine, ne cunoșteam, deja lucram și atunci cumva personajele închipuite de el erau foarte ușor de făcut, pentru că el și le imagina pe mine și atunci era, colaborarea noastră era ușoară din acest punct de vedere. Că se rămâneam la aparat. Băi, ia-o, intri pe acolo, spui așa, spun-o mai tare, de ce ai tăcut acum? Deci, m-am gândit și mi s-a părut că la început, eu am fost ok cu voi, nu? Și nu numai cu voi, cu toată lumea, da. Zic de voi acum pentru că voi sunteți familia și prietenii mei. Am fost foarte ok. Și cu Camila Tivorț, țineți minte cum am cedat și am renunțat la mai tot. Am fost foarte ok. Băiat salon, cum se zice. Am avut cumva norocul cu Jude, pentru că el, având, cred că cam în toate filmele în care am lucrat, era și un copil. Și atunci copiii trebuie să repeți neapărat, că ei nu citesc textul. Și atunci trebuie să repeți pentru lecturile, pentru ca ei să învețe textul. Și din cauza asta avem o serie de repetiții programate înainte de a începe filmările, care sunt foarte importante pentru actor, pentru că așa cumva dibuiești dintr-o indicație, dintr-o aici ai prost, aici fii atent, așa, acum ai bine, le pui una cap la cap și se naște ceva neexplicabil la nivel de vorbe. Băi, m-am făcut un personaj verde spre ocru. Dar încep să-l creionezi și atunci când ajungi la filmare, ești deja pe acolo. Ești deja pe acolo. Și la filmare lucrăm în plin. Adică nu pierdem timpul cu multe explicații.
De fiecare dată de Rusalii, vine un câine negru care îi smulge mâncarea din mână. Se înțelege foarte bine ce fel de câine este ăsta, nu? Ce fel de câine? Ah, Sofia, ia uite, bă, erai și tu aici. Măi, ce mare te-ai făcut. Lucifer, Satana. Se întâmplă tot felul de fenomene paranormale. Cu Achim am avut o problemă, apropo de înțeles, că eu nu înțelegeam... apropo de personajul ăla, voiam ceva să le leg. Cumva, îi spuneam, măi, ce vrea omul ăsta de la viață? Trebuie să existe ceva acolo. Și el îmi zicea, păi vrea și aia, vrea și aia, vrea și aia, vrea și aia, vrea și aia. Și nu înțelegeam, zic, bine, dar ceva mai mult decât... mai mult decât toate ar trebui să vrea. Și n-am găsit până la urmă, pentru că el de fapt nu urmărea. El avea un sens de ăsta romanesc, așa cumva, pe mai multe planuri voia să meargă și el era scindat, personajul meu, adică era scindat între mai multe planuri, neștiind să aleagă. De fapt, asta era problema lui majoră. Și până la urmă mi-am găsit așa un model mental și mi-am dat seama cam așa eram, de fapt. Și, mă rog, și suntem în continuare. Și pe vremea lui Ceașcă, ca să zic așa, adică eram împrăștiați în mai multe, făceam de toate și mai nimic. Știam de toate și mai nimic. E un blestem care ne urmărește. Să știi că o să ai mai probleme dacă nu vii la festivitate. Spune-te. Vă zic să te mai gândești cu video-ul ăsta, cu visul de azi noapte, nu vorbesc prostii. Nu te uita la tactul! Uită-te la mine! Crezi că vine Lucătuș să spele cu mine în baie? Asta e problema femeilor. Odată pe lună au o problemă. Și transferă problema asta și bărbaților. Și uite așa, odată pe lună, toată lumea are o problemă. E pe stop. Două personaje care au aceeași profeție. Da. Au funcțiuni diferite și dimensiuni diferite în povești. Da, e adevărat. Dar, din punctul meu de vedere, actoricește, sunt cam aceiași. Mă rog, au un trecut un pic diferit. Pentru că, între timp, lucrând cu... Când am lucrat cu NAP, la ăsta, la ultimul șofer, ca să zic așa, am mai lucrat puțin la biografia personajului. Adică am schimbat-o. Am schimbat-o și am adăugat, am schimbat. Și așa ar fi diferiți. Altfel, din punctul actorului de vedere, este același, un șofer de salvare care pică într-o anumită situație și reacționează cum... Na, reacționează cum reacționează. Primul șofer, ca să zic așa, a deschis un drum în actor, pentru mine, ca actor de film, să zicem. Și între timp s-au adunat întâmplător înainte de ăsta de 0, cât e? 01, 03 bypass. Am desfășurat așa o muncă, să zicem, gvazi științifică, ceea ce a însemnat să mă reconsider un pic ca actor. Adică mi-am dat și eu doctoratul mai pe limba noastră și atunci am tot făcut așa o introspecție adâncă să văd după 20 de ani ce se mai întâmplă cu actorul din mine. Și se schimbă, dar nu stau să contorizez. N-am contorizat niciodată. Sunt mai bine, sunt mai rău, sunt... Stai, hai, ușor. Stai bine? Da. Stai acolo. Atenție la cap, că închid buticul. Și, zi. Deci noi am apucat să-i scoatem pe aia de ideea. Am adus în coace, dar acolo se muncește rău de tot. Eu nu cred că mai este ceva viu din fierele alea. Și-au blocat și tot DN1. Păi nu ziceai că s-a răsturnat când se facă dreapta spre Znagov? Nu, frățioare. S-a răsturnat pe pod la Săftica. Nu avea de ce să facă dreapta la Znagov. Ce să caute la Znagov? Și-au rupt și parapetul. Cred că jumătate din mașinile noastre sunt acolo. Și erau și copii înăuntru.
Să rămână doamna Mioară. Bună, Mișa. Pe Nam l-am cunoscut prima oară când eram studenți, anul întâi. El era anul întâi regie, eu eram anul întâi actorie. Și am lucrat. Și după aia n-am mai lucrat, ani de zile. Dar cumva ne-a legat așa o... un respect. Suntem cam de aceeași vârstă. Cam aproape același temperament. M-a distribuit dintr-o întâmplare. În sensul că ne-am întâlnit în cârciumă și mi-a zis în cârciumă, într-un restaurant, într-o cafenea. Mi-a spus că e în căutarea personajului feminin principal și eu îl mai sunam din când în când. Și am, băi, Nap, te-ai gândit la acutare? Iată. Și într-un final mi-a zis, băi, ia, vino tu să dai niște probe. Cred că el s-a ferit cumva de acest paralelism între... șoferul din Lăzărescu și șoferul. Iar apoi la lucru, ce-mi place foarte mult la NAP este că are multă răbdare cu actorul, iubește actorul, actorul așa, cu, în general, indiferent de temperamentul și pe fiecărui actor. Și lucrează foarte subtil și pe dedesubt, așa, adică poate să te schimbe radical, tu să vii cumva la filmare și să faci total, fără să înțelegi absolut cum s-a întâmplat. Deci niciodată nu o să zică greșit, prost, nu e bine, nu o să auzi nimica. Tot timpul e vina lui, măi, dar știi, hai să mai încercăm și așa, poate facem așa. Ceea ce înseamnă că, de fapt, e foarte atent la sufletelul actorului, ca să zic așa. Și sper să iasă, să, adică, na, filmul a ieșit. Sper să fie bine, să fie bine primit și să fie bine înțeles. Adevărat? Asta pare adevărat. Banii nu există. Caz închis, ok? Buzi de la pacient. Umbre, acolo a fost un rol mic, dar șocan, ca băiețiune. Da, pe asta s-a și vrut și, mă rog, mă bucur că a mers foarte bine. Lumea mă recunoaște pe stradă, lumea nu. Asta aia a fost așa o provocare pentru mine, fiindcă era, fiind 10 episoade, eu apăream în primul episod și în ultimul. Și era foarte important ca apariția mea din primul episod să fie ținută minte timp de 10 episoade, când apar în al 10-lea, să nu mai zică ăștia, bă, dar ăsta când e, cine ești? Că trebuia personajul să fie relativ puternic, asta, și să aibă impact emoțional important acel monolog final din partea a doua, când apare ca și viziunea personajului principal. Și, sigur, era provocarea, nu știu cum a ieșit, că n-am văzut ultimul episod, era provocarea monologului acela final, adică, mă rog, discuție, aveam de, nu știu, erau 5-10 minute în fața camerei, eu un challenge pentru un actor. Sigur că era pregătit și din punct de vedere scenaristic, adică era numai munca mea, în general, nu e numai munca actorului, dar trebuia să mă achit bine de... această propunere a scenariului, ca să zic așa. Stop! Stop, stop! Bun, lăsați-l acolo, hai să ne mutăm. Dar aveți nevoie de mine și la următorul, aia. Păi nu, că mâine sunt tot aici. Face cu mulaj, mă. Eu am avut, ca, să zicem, ca actor de teatru, am avut un destin. Adică vin, am fost legat cumva de teatru mai mult experimental, ca să zic așa. În sensul că am descoperit arta actorului prin Teatru Podu, care era un teatru, mă rog, de amator, dar era prin excelență legat de experiment teatral. Apoi am, după ce am intrat
De fapt, chiar în 90, înainte de a intra, da, în 90 am lucrat la o trilogie antică a lui Andrei Șerban, iar până la urmă un experiment teatral. Nu era o manieră convențională de a juca teatru. Apoi, în anul 2, m-am angajat ca dansator, ca balerin. Eram balerin la Teatru Evreiesc de Stat, cu studii superioare, fiindcă aveam matematica terminată. Asta este primul meu post pe cartea de muncă. Așa, la Adina Cezar, la doamna Adina Cezar, compania de dans contemporan Contemp. Și 2 ani am profesat, cât timp până când am terminat facultatea, am fost angajat în această companie și iar am fost legat de teatru de mișcare, de teatru dans. Era singurul lucru prin care puteam scăpa, că nu eram un, nu sunt un dansator, n-am făcut balet în copilărie. Așa, apoi am lucrat cu regizori care sunt cumva mai mult pe o zonă, să zicem, de căutare teatrală. Adică cu Mihai Măniuțiu, cu Dragoș Galgoțiu, am lucrat cu Dabija. Mi-aș fi dorit. Cu Anca Berloge am avut iar acel pelerinaj până în... și iar un spectacol interesant. Adică experiența mea de teatru este... departe de a fi, cum să zic așa, clasică, adică am terminat, m-am angajat într-un teatru și am făcut spectacol, am jucat în toate locurile posibile, în toate manierele posibile. Deci e o experiență bogată. Nu atât, n-am atât de multe roluri comparativ cu filmul, asta a fost șansa mea. Film am făcut, mi-au sărit capacele, dar... dar asta este foarte important, asta pentru experiența teatrală, de actor de teatru. Ce a determinat plecarea? Odată că aici, la București, mă ținea ideea că la București se desfășoară lucrurile și zic, păi, nu putem să plecăm, că aici se desfășoară treburile și la București se face film și teatru și nu știu ce. Și, de fapt, gândindu-mă să rămână. Și după aia, gândindu-mă mai departe, am zis, băi, dar de fapt eu fac mai mult film, iar că la film, dacă pleci de la București sau dacă pleci de la Brașov, e cam același lucru. Soția mea face documentar, în principal, la fel documentar, că faci din București, oricum te duci pe unde filmezi. Și mă rog, acolo am primit... o casă superbă, e un loc superb, oamenii sunt mai liniștiți, orașul e mult mai liniștit, aer, având și 2 copii, acum este mult, mult, mult mai bine. Mă felicit că am luat această decizie. Acum aștept apariția filmului lui NAP, 03 Bypass. Am filmat... la Jude puțin în Inimi cicatrizate și aștept să apară. Am mai lucrat câteva scurtmetraje studențești, eu continui să lucrez și aștept să apară. Continui povestea cu școala, paralel eu și cu soția mea, mă rog, mai mult la inițiativa ei ne-am făcut și noi o asociație prin care vrem să promovăm în principal filmul documentar în Brașov și am inițiat împreună așa seriile Artburg, se numesc, în fiecare luni prezentăm câte un film documentar artistic la Brașov, deși asta e un proiect care trebuie să continue. Teatral joc acest spectacol la
Teatru Metropolis, unde suntem acum. Aș mai vrea în Brașov să mă leg cumva, nu știu încă foarte bine cum, ce, dar aș vrea să mai fac, simt că aș putea, aș vrea să fac un teatru cumva de amatori, o trupă, nu un teatru, așa, să lucrez. Aș vrea să mă întâlnesc cu oameni de toate felurile și să... Am văzut un spectacol de teatru de amatori, produs de o școală, cu ghilimelele, de teatru, pe bani, foarte, foarte prost și foarte, cum să zic, oribil. Și... aș vrea să cumva să-mi dedic o parte așa din timpul meu să explic ce înseamnă teatru bun oamenilor, să știe chiar dacă, să treacă prin această experiență chiar dacă nu rămână actor, să simtă, să-și dea seama ce înseamnă teatru bun, un spectacol de teatru bun, un film bun. Simt nevoia să fac și cu treaba asta. Nu știu dacă o să-mi iasă. Vreau să prind rădăcini în Brașov. Aș vrea să prind rădăcini în Brașov, să vin din când în când în București, așa, să fac câte un film. Nu știu dacă o să-mi iasă, să sperăm. Pe vremuri aveam, când eram, de-abia terminasem școala, ziceam, băi, dacă o să reușesc să am suficient de multe proiecte ca să pot trăi numai din chestia asta, arta actorului, ca să zic așa, dacă o să am atâtea proiecte, o să fiu un tip mulțumit. Și un pic, la un moment dat, când am început să lucrez mai mult, mai mult, mai mult, zic, bun, acum este timpul să încep să discern, să selectez proiectele. Mai joc chiar așa, absolut orice. Când vin multe, pot să aleg. Și era exact cu vreo 3-4 luni înainte să vină criza. Drept care, libegot, ca să zic așa, m-a dus cu picioarele pe pământ, spahiule, nu e încă momentul. Zici, bine? Da, ia, mai las așa, se poate sau nu se poate. Dar, mă rog, asta doresc.